Și băi, de tamana asta te-au agresat sau alții ca ăștia. Tamana asta, da? Gata, de-am, nu mai scap de blestem. A să te urmărească până la Grătiești. Ai știi altă dată cum zgrăiești urât cu cetățenii. Ieri când am plecat de la MAI, a ieșit om să întrebe unde, cu cine, așa că mâine poți să mergi și scrii plângere pe asta. De-am avem și chipul lui, el ar trebui să prezinte, să ne spună numele, cum îl cheamă. Domnul polițist, vreți vă rog să vă prezentați, omul zice că i-ați încălcat niște drepturi. Vrea să scrie o plângere, dacă sunteți corect, vă rog să vă prezentați ca să investigheze șefii dumneavoastră, procuratura, ca să investigheze situația asta conform legii. Domnul polițist, domnul carabinier, alo, parcă vorbesc cu pereții, știi? E clar că e capabil să te înjure un astfel de polițist. Ia uitați, l-a agresat pe om și nici nu vrea să se prezinte. Pe 24 august, da, la concertul lui Dodon. L-ai recunoscut. Azi n-ai mai vrut să treci nici, că ți-ai legat gura. Te-ai autocenzurat, oricum se cheamă. Ți-o zis să închide gura, că frec botul și gata. Te-ai liniștit, te-ai speriat. Sperăm să mă rețin. Da, noi nu ne lăsăm.